Etica indignării Acest text are ca moto un cuvânt al Elisabetei Rizea, care sună în felul următor. Păi aș zbiera, doamnă, ca o vacă, nu ca un om. Atâtea sunt de spus. Marcus Aurelius a murit dezolat. Dezolat de oboseala Imperiului, dezolat de inoportunitatea bolii și dezolat de fiul său, Comodus, care deja începuse să se arate josnic și sângeros. Incoerențele relatării lui Iulius Capitolinus ni-l arată pe Marcus Aurelius exasperat. Acest stoic pedant și unor pisolog renunță în ultimile sale zile la orice pedagogie. Pe fiul său ne relatează istoria augustă l-a lăsat să facă ce vrea. Acest cuvânt mă impresionează. L-a lăsat să facă ce vrea. Pentru un om al datoriei ascetice și al constrângerii, aceste cuvinte sunt teribile. Ele mă evocă în notă gravă următoarele versuri de avertisment ale lui Joe Bogza. Cu scroafa să nu-ți bați capul. Când va fi să se urce în copac, să știi că se urcă. Oricât ar fi de tânără și de nătângă, oricât de bătrână și de grea, și oricât de înalt copacul, când va fi să se urce, să știi că se urcă. Marcus Aurelius înțelege că destinul fiului său Commodus este să nu mai poată fi schimbat. Și atunci îl lasă în voia lui, iar tatăl, din acea clipă, Refuză mâncarea și băutura, lăsându-se să moară. Dacă perfectul Marcus Aurelius a murit dezolat, virtuosul Cato din Utica s-a omorât din dispreț. Să ne reamintim. Cato a luptat împotriva lui Cezar de partea vechilor republicani, care au fost înfrânți. La Utica, în nordul Africii, unde s-a retras pentru o ultimă împotrivire, Cato face dreptate cu amândouă mâinile. Îi ajută să plece pe cei care vor să plece și organizează lupta pentru cei care încă mai aveau dorința să lupte. E momentul în care Cato înțelege că indiferent de rezultatul ei punctual, lupta moralmente vorbind este dinainte pierdută. Oamenii pe care Cato îi contemplă în acele zile nu mai voiau decât un singur lucru: să se acomodeze. Și atunci, severul Cato hotărăște să se omoare. Singur fiul său care îl venerează își exprimă dorința să moară împreună cu el. Relatez toate acestea pentru raționamentul prin care Cato respinge solidaritatea fiului său, raționament care, venind de la un tată, mi se pare necruțător. Cato argumentează că dragostea sa față de Republică se întemeiază pe anumite exigențe, pe care vechi romani le aveau, dar pe care cei noi, fie nu și le mai amintesc, fie au devenit incapabili să le mai guste. Exigența libertății față de alții și exigența respectului față de sine. Firește, Cine și-a pierdut respectul de sine, tolerează cu ușurință în josirile servituții, fără să-i separă intolerabile sau monstruoase. Acțiunea lui Cezar, susține Cato, merge în sensul anulării libertății, iar romanii par dispus să-și cedeze această suveranitate cu neglijență. De ce? Pentru că și-au pierdut respectul față de ei înșiși. În concluzie, Cato și oprește copilul de la moarte, alături de el, nu din iubire, cum ar face orice modern normal, și eu aș face -o așa, ci pentru că îl simte că se va putea acomoda cu lumea lui Cezar. Va putea trăi, înseamnă, pentru Cato, că este pregătit sufletește pentru servitute. Sinucigându-se, Cato aruncă asupra lumii pe care o părășește o judecată lipsită de complezență. O condamnă. Ceea ce este uluitor și pentru noi atroce, în motivele pentru care Cato îi interzice fiului său să-l urmeze, este împrejurarea că, dacă l-ar fi găsit la fel de ab de libertate ca și pe sine, i-ar fi permis să se omoare alături de el. Nu o face pentru că judecata sa asupra lumii, pe care o disprețuiește, îl include și pe fiul său, pe care îl iubește, cu mențiunea că în această iubire intră o parte de desconsiderare pe care nu o putem trece cu vederea și care, cu toată cruzimea ei, pune în lumină o severitate în iubire pe care numai romanii o aveau și pe care noi am pierdut-o. Cred că omul civilizat, prin care înțeleg omul dispus să trăiască între alți oameni, de care nu este legat afectiv, trebuie să posede două virtuți cardinale: politețea și capacitatea de a se indigna. Ambele sunt virtuți, de potrivă, coagulante și sanitare. Politețea ne apropie de semeni printr-un soi de halo care fixează condițiile la limit ale decenței oricărui contact personal. Cele două excese ale contactului dintre oameni punerea sufletului pe masă și bătăile afectoase pe burtă sunt dovedite ca lipsite de gust prin exercițiul suveran al politeții. Politeța îmi face tolerabilă atât existența semenului pe care nu-l iubesc, cât și viața celui de care sunt îndrăgostit. În primul caz, prin realizarea unui contact decent și suportabil. În al doilea caz, prin menținerea distanței dintre suflete. Cât privește capacitatea de a se indigna, nu îmi pot reprezenta o comunitate de oameni demne de acest nume căreia să-i poată lipsi. De fapt, indignarea este sentimentul fundamental al oricăi morale. Într-adevăr, odată discriminarea răului făcută, în urma căreia devenim conștienți de el, indignarea vine să ne separe emoțional de prezența lui. Înainte de exercițiile separării de rău, consecințe în fond raționale ale moralei sau politicii, prima separare de prezența lui este pur emoțională și reprezintă, oarecum, modul în care inima își manifestă discernământul față de ceea ce o degradează. Indignarea e, prin urmare, discernământul etic al inimii. E important să înțelegem că indignarea este un simț, ca și mirosul, văzul sau pipăitul. Prin indignare, noi pipăim faptele morale ale lumii sau ale noastre și le cântărim dacă sunt bune sau rele. Ceea ce trezește indignare este rău, ceea ce nu trezește este fie bine, fie indiferent. Ansamblul societății umane trește în această marge de indiferență morală față de care simțul indignării este neutru. Numai puțin, făptura mea morală ar lua o razna dacă nu aș beneficia de objurgațiile indignării de mine însumi, la fel cum societatea s-ar degrada catastrofal în absența regulatorului etic care este indignarea față de răutatea sau prostia celuilalt. În sumă, am putea spune că indignarea, ca și politețea de altfel, prezervă acel spațiu al interiorității îndeopște numit respectul față de sine. Altfel spus, cheia imorală este sezizarea a ceea ce degradează sau înjosește. Prin indignare noi devenim conștienți de lucrurile care ne înjosesc și de faptele care ne degradează. Firește că în absența ei, lumea ar deveni amorfă din punct de vedere moral după cum amorf ar deveni mâncarea pentru un om care ar fi incapabil să-i simtă gustul. Vreau să sugerez faptul că omul inapt de indignare este, în ordine morală, asemenea celui căruia i-au fost răzuite papilele gustative. Integritatea fizică a ființei sale suferă. Pe omul fără papile îl depistăm prin inspectarea limbii sale cu lupa. Pe omul cu simțul indignării răzuit îl ghicim după absența reacției etice. Lui totul îi se pare întotdeauna ok, se acomodează fără trăsările oricui și la orice. Nimic nu îi se pare nepotrivit cu demnitatea sa. Într-un cuvânt, nimic nu pare să-l degradeze. Or, ideea că totul merge și nimic nu este cu adevărat grav, cel puțin în lumea în care am fost născuți, este o consecință a pierderii puterii de a discrimina între bine și rău și adevăr și fals. Absența discernământului și nu vreo înțelepciune specială este, în fapt, cea care ne acomodează cu orice. Mă gândesc că în locul unor astfel de oameni a creat Dumnezeu pietrele să strige pentru ei atunci când, lipsindu-le indignarea, aceștia vor tăcea cu aceeași placiditate cu care refuză să ia ac de orice. Sinuciderea lui Călin Nemeș m-a zguduit, deși, omenește vorbind, nu știam aproape nimic despre făptura lui personală. Călin Nemeș s-a instalat trainic în imaginarul câtorva dintre noi, prin superbul curaj de care a dat dovadă în decembrie 1989. Extraordinara sa sfidare a morții, ce i-a făcut de râs pe criminalii care totuși au tras, a reabilitat cu vigoare, de mult îngropată, mândria de a fi român, de care ne-am îmbătat toți, oarecum desfrânat, în acele zile. Ei bine, acest om brav și generos și-a luat acum viața. Firește, falși și înțelepți vor găsi imediat o rațiune josnică și bărfitoare, potrivit naturii lor, care se explice tot. Atât rațiunile dubioase pentru care a fost erou în decembrie 1989, cât și motivele sordide ale sinuciderii sale în iunie 1993. Pe aceștia, în chipa potropaic, îi voi rândui între pângăritorii de cadavre și nu voi vorbi despre ei. Rămâne pentru noi să chestionăm lecția gestului său în lumina eternității, în care, vorba lui Radu Petrescu, Călin Nemeș deja își vârâse un deget. În lumina eternității există doar două instanțe: Dumnezeu pentru incondiționatul vieții și valorile pentru justificarea condiționării. Valorile numele cărora călin Nemeș a îndrăznit în 89 nu pot fi cu ușurință exprimate în cuvinte. Ele țin de misterioasele temeiuri și căi ale solidarității comunitare și în fond se revendică din exercițiul generozității. Schematic spus Călin Nemes a riscat atunci pentru ideea pe care și-o făcea despre comunitatea noastră pe care o socotea grav lezată de regimul comunist al lui Ceaușescu. Într-o lume în care victima își detestă călăul, orice morală e simplă. Ca să iei partea victimei, e suficient să te opui călăului. Integritatea morală a victimei se verifică tocmai prin capacitatea acesteia de a discrimina realitatea călăului și, firește, prin declanșarea acelei reacții de respingere a răului pe care o numim indignare. Ce se întâmplă însă când victima nu mai reacționează ca victimă, ci, prin tropismele ei, se manifestă ca un straniu și dezgustător, complice al călăului? Când comunitatea nu mai are nicio reacție de respingere față de răul împotriva căruia eroul luptă, când, din potrivă, comunitatea în care eroul văzuse victima se declară fără echivoc în favoarea călăului și împotriva celui care o apără. Ei bine, ceea ce se întâmplă în asemenea situații e la fel de clar rațiunea de a fi a eroului dispare. Și, întrucât dreptatea nu se revendică împotriva, ci numai în favoarea cuiva, eroului îi se ucide în acest mod miza. Nu doar că el nu mai are pentru cine lupta, dar sacrificiul său anterior este dramatic lovit de nulitate. Călin Nemes s-a trezit confruntat cu deriziunea unui popor, al său, care îl trimitea placit și nesimțit la plimbare. Neamurile care și acceptă voluntar robia nu au nevoie nici de profeți, nici de eroi. Nemeș a trebuit să înțeleagă că poporul său nu are nevoie de el, că nu am înfrățire între victimă și călău, bazată pe consimțământul vicios al victimei, îl făcuse de prisos. Să ne amintim că, după alegerile de la 20 mai 1990, Petrețuțea, stupefiat de rezultate, a exclamat Să faci 13 ani de temniță pentru un popor de idioți. România e un loc viran. Așa trebuie să fi simțit și nemeși progresele uimitoare ale prostiei din ultimii ani, progrese traduse printr-o stupefiantă absență a indignării din viața noastră publică. Dincolo de motivațiile de moment, în mijlocul defecțiunilor firești și inevitabile ale oricărei vieți, Călin Nemeș a fost lipsit de sprijinul esențial al solidarității noastre. Pe de o parte, de respectul pe care îl datorăm celor care sunt mai generoși decât noi, adică de politețe, și, pe de altă parte, de reacția de bun simț pe care ar fi trebuit să o avem față de resuscitarea hidoasei lumi pentru dispariția căreia Nemeș a fost gata să moară. Într-un fel care ne condamnă, Călin Nemeș a murit pentru ideea pe care și-o făcea despre poporul său, ca unul care poseda facultatea aristocratică de a se indigna într-o comunitate de oameni care i-au uitat exigențele.